pregătește bani. Tot așa sexy. Ce-ți Nu pot să... Sunt însărcinată! Vino încoace! Nu pot să cred, iubito. Iulia, mă faci cel mai fericit bărbat din lume. Vino încoace! Tu nu ești o prioritate în viața mea. Iulia este o prioritate că e soția mea. Știai asta de la început. Crede-mă că nu ai ce să faci în situația asta. Este foarte important să îți vezi de treaba ta. Nu vreau. Sunt Ioana Vrădescu, asistenta domnului Florin. Da, vă rog, intrați. Am venit să-i aduc niște contracte pe care le are de semnat urgent. Da, mă, Florine, nu știu ce să zic de Ioana. E fată bună. Da, ești cu ea în continuare. Vezi ce se întâmplă. Îmi place. Nu mai ești cu el. De ce? Că vrei tu? Da, nu mai ești cu el. Cezar? Ioana? Ce-i cu tine aici? Căsnicia nu este obligatorie. Nu este impusă de nicio lege sau de vreo instituție a statului. Ține de liberul arbitru al fiecăruia dintre noi. Tocmai de aceea, atunci când te-ai decis că ești pregătit și ai întâlnit persoana potrivită, se presupune că o iubești și că ți-o dorești doar pe acea persoană în viața ta, de ce nu, chiar pentru totdeauna. Doar că unele persoane nu sunt pregătite pentru o căsnicie și o viață tihnită și împlinită lângă persoana iubită. Și totuși fac acest pas. Căsnicia pentru ei este ca o cușcă din care abia așteaptă să evadeze, susținând cu tărie că ei nu fug. Ei nu-și complică viața, ci iubesc în felul lor. Un fel greu de înțeles, ce-i drept, cel puțin pentru unii dintre noi. Cezar și Iulia au 30 de ani și sunt căsătoriți de 3 ani. Sursa de venit a celor doi este o firmă mică, dar profitabilă, condusă exclusiv de Cezar, tânăra soție fiind casnică. Wow, ce trufanda! Numele ei este Ioana, angajată în firma tânărului protagonist al acestui episod. Nu, o să ne vadă ăștia! Hai mă, Ioana, mă! Vai! Și de acum să ne vadă ce? Bă, nu e bine. Azi ai zis că rămâne secret o perioadă. Rămâne secret! Cine a zis că nu e secret? Mamă, mă nebunești! Mi-a fost atât de dor de tine! Ioana m-a atras din prima clipă. Este o femeie foarte inteligentă, dar și foarte sexy. Când am venit la interviu și l-am văzut pe Cezar, mi-a atras atenția foarte mult. Pentru el am acceptat să lucrez aici. Da, mă, Ioana, dar nu vreau să ne prindă ăștia. Dar nu o să ne prindă, stai liniște, ține să le precaută. Păi și toți angajații unde stau acum? La masă. Au plecat toți? Da. Hai, bine. Frumos ești. Inima mea. Ne vedem diseară. Ne vedem diseară. Ce vrei să facem? În fiecare zi vreau să-l surprind cu ceva nou. În pauza de masă, când pleacă colegii, tot timpul mă schimb cu ceva sexy. Nebunii. În afară de asta. Și mai multe nebunii. Bine. O să-ți pregătești ceva. Tot așa sexy? Ce ții? Bine. Te ține o veste pe mine? Păi nu eu. Mi-aș dori mai mult de la relația asta. Doar momentan, el își dorește să fim discreți. Eu nu mă las. Până când relația noastră nu va fi așa cum trebuie. Tinere Cezar, se pare că îți place să sar peste masa de prânz și să te înfrupți direct din desert. Nebunaticule, te ții de șotii doar după 3 ani de căsnicie? Și cu soția ta, Iulia, ce faci? Ce faci, iubito? Hei! La ce te uiți? Mă uitam în gol. Da? Tu ce faci? Ce-i cu fața asta? Super obosit de la muncă. Am avut niște probleme azi cu șoferul. Am
întârziat, mi-am curcat niște colete, a fost nașpa, rău. Ce-ai rezolvat măcar? Nu azi, sper că mâine, sper mâine să ajungă. Am sunat pe toată lumea, îți dai seama că am avut de dat 100 de telefoane, cred. Nu mai avea cine, nu mai era nimeni în firmă la ora asta. Da, bine, acum relaxează-te, că ești acasă încerc, și eram... Bine, vreau să vorbesc despre asta, că... Te înțeleg și sunt aici, dacă vrei... Mamă, m-au căpiat, m-au terorizat. Dacă vrei să descași, te ascult, niciun fel de problemă, doar că mi-ar plăcea când vii acasă să lași ce la firmă acolo și da, acasă știu, să fim am vorbit despre asta, îmi pare rău. Eu și Cezar suntem căsătoriți de 3 ani și avem o căsnicie foarte frumoasă. Mereu am fost îndrăgostit de Iulia, e o tipă super smart și sexy, doar că atunci când am văzut-o pe Ioana, cumva ea mi-a sucit mințile. Tu ce faci? Ai fost sport? Da, doar că... Am întrerupt activitatea pentru că s-a întâmplat ceva. De rău? A, nu, Doamne ferește! Ești relaxat? Ești ok? Nu o să mai suport ceva? E de bine, da? Da, e, așa zic că e de foarte bine. Hai! Nu mai pot, nu mai pot! Ok, ești pregătit, da? Da, iubito, hai! Ce e, lenjerie? Nu? Închide ochii și dă mâinile. Ok. Astăzi o să-i dau lui Cezar cea mai faină veste din viața noastră. În momentele astea mă simt foarte vinovat cu înșel pe Iulia. Ce e asta? Nu-mi dau seama. Uită-te. Nu pot să cred. Sunt însărcinată! Vino încoace! Nu pot să cred, iubito. Iulia, mă faci cel mai fericit bărbat din lume. Vino încoace. Nici nu-mi vine să cred. Nu mai, lasă-mă un pic, lasă-mă. Alo? Te sun eu mai târziu, da? Hai că nu pot să vorbesc. Gata. Nu, că pleacă. Trebuie să sărbătorim. Da, trebuie deci neapărat vine sărbătorim. Deci nu-mi vine să cred, Doamne. În sfârșit, o veste bună după așa zi mizerabilă. Mă bucur așa mult, Iulia. Bravo! În sfârșit, te văd că zâmbești, că ai intrat cu o față până în pământ. Da, m-a fost de... Îți dai seama că acum trebuie să ne gândim cum facem camera copilului, să mergem să ne uităm după pătuți. Abia aștept. O să fie... Sper să fie un tată bun. Sunt cel mai fericit că o să fiu tătică. În sfârșit, Iulia a rămas însărcinată. Eram sigură că Cezar o să fie topit când o să audă că va fi tătic. Cum să te gândești la asta? Păi vreau să sunt fiu un tată bun. Sunt da, hai să sărbătorim azi, nu mai poți și așa am avut o zi nașpa. Ce vrei să facem? Păi nu știu, n-am voie să beau. Gata? Tu? Eu? Da, tu, da. Eu am. Bine, hai că nu beau dacă nu vrei nici tu. Nu știu. Hai să ieșim să mâncăm ceva. Vrei să mergem la sushi? N-am voie. N-ai gata, voie sushi? Gata, nici sushi n-am voie. Carne crudă, nu? Bine. Da. Mai voie să mănânci ceva acum, să bei ceva? Nici nu știu, trebuie să mă acomodez. Trebuie să-mi iau cărți ca să citesc, să-mi... De... Da. Cel mai bun tătic, cea mai bună mămică, nu? Da. M-am bucurat așa de mult, m-ai făcut așa de fericit. Hai că o să sun și pe mama. Că tu ești primul. Pe bune? Te-am anunțat primul. Ce frumos! Păi, normal, nu? Mulțumesc, iubito. Bine, hai, sun-o pe mama ta. Bine, dau și eu telefonul ăla repede. Ok. Și mergem să mâncăm ceva, găsim ceva noi. Da? Bine. Bine. Planul inițial era să mă văd cu Ioana în seara asta. Dar nu o voi face. Nu am cum să o las pe Iulia baltă. Hai, fugi. Te iubesc, puiu. Și eu te iubesc. Căsnicia Iuliei și a lui Cezar se pare că este una foarte reușită, drept dovadă vestea sarcinii soției, care devine motiv de mare bucurie. Cu toate acestea, Cezar pendulează între două femei frumoase și sexy. Dar știți vorba aceea, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Bravo! Ce intri așa? Ce intru așa? Se pare normal să mă las să te aștept acasă? Cu o șampanie, fără să dai nici măcar ceva, un semn, orice? Da, mă, Ioana, dar poate aveam lucruri mai importante. Uimește-mă, care erau lucrurile alea importante? Atât de importante, fără ca măcar să anunț, să dai un mesaj, un telefon, orice. Mă lași ca care proasta, erau lucrurile mai importante, ok. Nu-mi vine să cred că mă lasă de izbeliște. Cum să fac așa ceva?
Chiar dacă mă înșel soția, asta nu înseamnă că nu o respect și că nu o iubesc. O să fiu alături de Iulia toată viața. Un lucru mai important e copilul meu acum. Care copil, mă, că tu n-ai copii? Care o să copil? Am copii. A, o să ai Iulia copii, e însărcinată. Și vreau să zic ceva, vreau să o mai rărim, să știi. Nu pot să fiu o prioritate acum. Cine e însărcinată? Iulia e însărcinată, soția mea. Cum e însărcinată? Uite așa, a rămas însărcinată. Și o să fiu tată. Și să te abții de la comentarii, că știu părerea ta despre asta. Momentan trebuie să luăm o pauză. Și nu mai vreau să intri și să trântești chestii și toate astea. Te vede și toată lumea din birou. Ți-am zis să fim discreți. Ce ai înțeles tu din discreție? Să luăm o pauză? Tu vrei o pauză? Da. O pauză, o rărim. Dacă Ioana a uitat unde este locul, o să am eu grijă să-i amintesc. Chiar dacă sunt amantă, asta nu înseamnă că trebuie să-și bată joc de mine. Am și eu o inimă, am și eu sentimente. Să o rărim? Mhm. Ce să rărim? Chestia asta dintre noi, ce se întâmplă între noi. A, de anul ăsta, de un an, de când ne vedem. Nu ne mai putem vedea atât de des. Păi, omule, tu mi-ai făcut mie niște promisiuni. Cum poți să vii să-mi spui acum că tu o să fii tată și că ai să o rărim? Adică tu te desparți de mine, păi eu sunt fraiera ta? Mai încet, Ioana. Ce mai încet, măi? Mai încet, că aude toată lumea. A fost un an de zile, este un an de zile de când noi ieșim. Da. Dar eu am fost cârpa ta de șters pe jos? Nu, n-ai fost cârpa mea. Ne-am văzut, a fost frumos, nu pot să neg. Acum sunt alte priorități în viața mea. Lucrurile nu vor rămâne așa. O să-l fac să regrete. Ioana nu înțelege că ea e doar o distracție. Tu nu ești o prioritate în viața mea. Iulia este o prioritate că e soția mea. Știai asta de la început. Am pornit în chestia asta, în relația asta, dintre măi, noi omule, ca amanți, nu ca soți. Tu mi-ai spus și nici ca iubiți. Tu mi-ai spus mie niște lucruri. Nu da, ai cum adevărat. Să vii să-mi... Păi cum dai adevărat? Și acum vii și mă arunci la cu noi? Tu nu, dai zic seama? Doar că o să mai rar. Îmi zici ce mai rar? Tu o să ai un copil. Acum vii să spui că o să ai un copil în condițiile în care tu spuneai că o să evoluăm ca și relație, că lucrurile Ioana, o să se schimbe. Eu nu o să divorțez. Eu nu o să divorțez. M-am gândit mai bine. Și cred că atunci dacă văd că ăsta e comportamentul tău... Care comportamentul tău? Ți se pare normal? O să nu mai țipi, să audă tot biroul. Chiar trebuie să audă toată lumea de noi? Uite, din punctul meu de vedere înțeleg că nu vrei să o rărim și nu știu ce înțeleg. Prefer să nu ne mai vedem atunci. Poftim? Da, prefer să nu ne mai vedem. Adică să ne despărțim. Cum să ne despărțim? Uite așa. Nu ai cum să te despărți de mine. Cum să nu? Cum poți să vii să-mi spui că ne despărțim? Asta spun, ne despărțim. Mă, tu te-ai folosit de mine halul ăsta, m-ai luat pe drept ultima fraieră? Oricum a trecut un an de zile, am stat împreună, ne-am făcut niște planuri, am vorbit și acum vii să spui că ne despărțim pentru că nevastă ta rămâne gravidă? Între mine și Ioana o să se termine totul. O să mă liniștesc o perioadă și o să stau cu minte. O să-mi prindă bine chestia asta. O să vadă el cum este să-mi simtă lipsa. O să întoarcă la mine trâși. Știi ceva, Ioana? Ne despărțim și pleci de aici. Hai, strângeți lucrurile, nu mai am chef de comportamentul tău. Tu nu o să taci niciodată din gură. O să ai mereu atitudinea asta. O să vii, o să trântești, o să țipi. O să le spui tuturor din birou ce se întâmplă. Știi ceva? Îți plătesc eu câteva luni în avans. Fii și hai, sigur strângeți lucrurile. O să rămân așa. Bine, Ioana. Bună atitudine. Wow! Ne surprinde curajul lui Cezar. Tranșant renunță la Ioana, care oricând poate deveni un pericol pentru căsnicia lui, mai ales că tânăra amantă nu pare să cedeze așa ușor. Lovită în orgoliul de femeie fatală, Ioana se confesează prietenei sale, Alexandra. Ai, fată, nu vine să cred că mi-a făcut asta. Dar la ce te așteptai, fată? Ce credeai că o să te ia de nevastă? Fată, nu-ți vine să crezi, dar da, mă așteptam să mă ia de nevastă. Mi-a făcut o grămadă de promisiuni, să știi. Ești fraieră. Zi-mi tu mie, ce bărbat își lasă nevasta pentru o amantă? Na, de ce trebuie să gândești așa? Că sunt o grămadă care și-au lăsat nevestele pentru amante. Ia uite-mă. Și vezi că el cu nevasta nu se înțelegeau așa bine. Nu știu ce s-a întâmplat acum. Mai ești gravidă. Ok, și acum spune-mi, la ce te așteptai? La ce mă așteptam? Să mă ia de nevastă mă așteptam. Ok, și ce s-a întâmplat? Explică-mi. Ce s-a întâmplat? L-am așteptat într-o lenjerie frumos, așa, cum trebuie, cu o sticlă de șampanie și el n-a mai venit, dacă n-a mai venit, nu mi-a dat niciun semn, nu mi-a dat absolut nimic. Ok, ți-a promis ceva? Păi nu mi-a dat nici măcar un mesaj să-mi spună că nu mai vine, să mă sune sau ceva. Înțeleg. Mă lași așa, capă fraiere.
Ce ai de gând să faci? Mai, ce am de gând? Păi, crezi că eu las lucrurile așa? Nu, 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 nu. Ok, eu cred, în primul rând, că ai fost puțin cam fraieră. Ai crezut cam tot ce ți-a spus el și tu ai dansat și el ți-a spus toate lucrurile astea ca tu să dansezi după cum îți cântă el. Și crede-mă că de data asta s-a născut unul mai deștept decât tine și ți-a tras țeapă. Da, mi-a tras țeapă. Nu rămân lucrurile așa. Stai liniștită că am eu grijă de el. Nu pot să cred că Ioana este atât de fraieră încât să creadă că Cezar își va lăsa familia pentru ea. Nu am cum să pierd așa un an din viața mea și am ieșit din relația asta cu buzunarele goale. Pe cum să-mi facă mie asta? Păi ce, eu sunt fraiera lui? Măi, eu zic să-ți vezi de treaba ta, da? Și lasă lucrurile așa pentru că nu ai ce să faci. Ce o să faci? O să te duci la nevastă sa să-i spui că te-a părăsit soțul ei pentru ea? Sau ce o să faci? Nu știu, dar ceva o să fac. Nu se poate. Nu există mie să-mi facă cineva așa ceva? Doamne, nu! Eu zic în felul următor. Tu stai în banca ta, găsește-ți un job bine plătit, unde să muncești pentru bani și poate o să ai noroc să găsești un bărbat ok, ca, fără obligații, care să te iubească și să-l iubești și tu și asta este. Un job bine plătit în care să iei bani. Dar ți pare cumva că eu am făcut muncă în folosul comunității? Nu știu, dar ce aș putea să fac eu? Crede-mă, dacă aș putea să te ajut, te-aș ajuta. Dar crede-mă că nu ai ce să faci în situația asta. Este foarte important să îți vezi de treaba ta. Nu vreau. Ok, și ce ai să faci? Nu ai ce să faci. Ce o să fac? Da. Ce o să faci? Hai că vezi tocmai. Ce vrei să faci? Ioana, pe cine suni? Ce ai de gând să faci? Doamne, maica Domnului, fata bună, asta e Florin. Nebună. Bună! Uite, știi, m-am gândit la cafeluța pe care mi-ai propus-o. Ce-i zice să o bem? M-ar onora. Super! Păi, nu știu cum, dar nici nu vreau să întreb. Ok. Mă bucur că m-ai sunat. Îți voi da mesaj cu locația unde ne vedem, da? Perfect, abia bine, aștept. Te pup! Te pup, o zi frumoasă! Nu te pup, pot pa. Să cred așa ceva. Chiar dacă pare că sunt la pământ, nu e așa, pentru că am și un plan B. Știam că Ioana este tupeistă, dar nu mă așteptam să-l sune pe Florin. Ce nu poți să crezi? Nu pot să cred că tu o să te folosești acum de prietenul lui ca să-l faci gelos. Crezi că e vreo soluție? Da. Nu cred. Ba da. Asta nu este o soluție și cea mai bună idee ar fi fost să ții cont și de mine că sunt prietena ta. Ești prietena mea, dar eu lucrurile nu le las așa și o să vezi că voi face ceva, nu mie să-mi facă un bărbat așa ceva. Bă, dar tu mă cunoști pe mine de ieri? Nu te cunosc de ieri și tocmai de aceea mi-am permis să-ți dau un sfat și am considerat că o să ții cont de el. Dar, ți-am mai spus, el nu o să-și lasă soția. Ce bărbat ar face asta? Gândește și tu, logic, un pic așa. Tu, pune-te un pic în locul ei. Cum ar fi ca el să-și lase soția? Hai, lasă-mă cu astea, că o să vezi tu, am eu acci de cojocul lui, aranjez eu lucrurile. Bine, să nu te aud că vii peste câteva zile, o săptămână, două la mine, să te plângi iar, pentru că eu nu mai am de gând să te mai ascult. Alexandra face polupul moralist, când ea e mai egoistă ca mine. Dacă eram în locul ei, îi lăsam toată libertatea din lume lui Cezar, dar îl taxam la bani, că până la urmă urmei despre asta este vorba. Nu mai vreau să mai aud nimic, nu vreau să te văd tristă, nu vreau să te văd plânsă, pentru că m-am săturat să te consolez de fiecare dată. Hai, lasă-mă, hai, hai la o cafea. Hai. Deloc naivă, Ioana își dă seama că a fost manipulată și, preț de o secundă, a pierdut tot. Alexandra nu e de acord cu ideea prietenei ei de a se răzbuna. Cu toate acestea, ex-amanta este de neclintit și apelează la un anume Florin, prieten de-a lui Cezar, pe care îl invită la o cafea. Mă bucur că ai acceptat până la urmă să ne întâlnim. Deși... A fost destul de... Am fost, într-adevăr, insistent. Am fost insistent, dar o femeie atât de frumoasă ca tine e greu de cucerit. Mă bucur totuși că ai insistat și uite-ne aici. Și eu mă bucur că ai dat curs invitații. Ești atât de frumoasă că aproape că mă pierd. Nu te pierde, nu te pierde, este mai să le cunoaștem. Știi, poate că nu e ok, dar vreau să-ți dăstăim ceva, adică, mă rog. Aș vrea să știi de la mine că
L-am întrebat pe Cezar despre tine. Și? A fost destul de evaziv, să zic așa, însă îl cunosc pe Cezar de foarte mult timp și atunci când acceptă pe cineva lângă el, e clar că are încredere în persoana respectivă și că are foarte multe calități. Da, până la urmă, na, vorbim despre job. Pe Ioana am cunoscut-o la firma prietenului meu, Cezar. Dacă Cezar nu vrea să mai știe nimic de mine, nu-i nimic. Am eu grijă să nu mai doarmă liniștit. Ești o femeie extraordinară, din multe puncte de vedere. Oricum, mi-am dat demisia. Nu mai lucrez. Poftim? De ce? Am vrut o schimbare viața mea. Ceva nou. Așa, pur și simplu? Da. Părea să fie un job foarte bun și să vă înțelegeți foarte bine. Păi nu, ne înțelegem. Nu e asta problema. Un jobul este foarte ok, dar că am simțit nevoia de o schimbare. Am vrut altceva pentru mine. Ciudat, mie Cezar nu mi-a spus nimic, dar până la urmă nu era treaba mea. Oricum, mă bucur pentru tine. Dacă ai făcut pasul ăsta, înseamnă că ai ceva mult mai bun. O femeie ca tine n-ar fi plecat așa pe vorbe. Vreau să fac altceva. Și atunci am zis, de ce nu? Sunt tânără, pot. Și atunci am zis să fie într-un ceas bun. Și să ai noroc să-ți găsești ceva ce să-ți placă. Cred că e foarte important să faci ceva ce-ți place. Una peste alta, cu job, fără job, sunt cu tine la masă și mă bucur că am ieșit să ne cunoaștem. Da, se spune că în momentul în care îți încheie o activitate undeva, ar trebui să ai o perioadă în care să poți să respiri. Asta n-ar fac. Fi ideal să intri dintr-un job în altul fără să ai perioada asta de câteva săptămâni în care să poți să îți așezi gândurile. Timpul cu tine. Chiar voiam să te întreb în sensul ăsta, dacă ai timp zilele astea să, nu știu, să vedem un film, să ieșim, să ne plimbăm. E foarte frumos afară din ce am văzut. Și mi-ar plăcea să ieșim într-un parc, să mai stăm de vorbă. Ei bine, înainte de... Îți foarte mulțumesc pentru această invitație. Dar înainte de a ne vedea peste 2-3 zile, când cu siguranță voi avea timp, ce-i zice ca de aici să mergem să vedem un film? Azi? Așa? Acum? Ai altceva de făcut? Nu, Doamne ferește, mă iubești. Păi, să trecem în continuare atunci. Nu vreau să par un ipocrit, însă mi-ar plăcea maxim să fiu văzut cu tine la braț. Ei, acum ai șansa. Când o să mă vadă la brațul lui Florin, cred că o să nebunească. Timp de un an am încercat să intru în grațiile Ioanei, însă până acum s-a dovedit că nu am șanse. Dar de curând lucrurile s-au schimbat. Chiar ești o femeie extraordinară. Cu o privire absolut senzuală. Hai că îmi cresc corniți. Sunt sigur că le ai tu pe undeva. Eu nu înțeleg un lucru. Eu nu înțeleg cum o femeie atât de frumoasă și inteligentă ca tine poate să fie singură. Chiar m-a lovit pe mine norocul? Poți spune și așa. De ce tocmai acum? Destinul, soarta. Am tot încercat, am tot căutat să fac cumva să ne vedem și părea că n-am nicio șansă. Părea? Mie nu mi se pare. Mi se pare că ai o șansă. Da. Hai să nu mai vorbim la trecut. Să ne bucurăm de ce avem și să mergem la un film. Mi-ești dragă, nu știu cum să-mi explic toate sentimentele astea ce mă trec. Însă am senzația așa că, nu știu, te cunosc de o veșnicie. Asta este un lucru bun și ne va ajuta pe noi foarte mult. Ioana este o femeie foarte frumoasă, inteligentă. Are atât de multe aturi. Sper să reușesc să leg o relație cu ea. Florin este un bărbat interesant. Păcat. Dar cel puțin o să mă ajute să-mi duc planul la bun sfârșit. Și tot de ce am eu nevoie? Nimic mai mult, nimic mai puțin. Deși doar un pion în planul de răzbunare al Ioanei, Florin este îndrăgostit sincer de ea de mai multă vreme și nu merită să cadă pradă într-o capcană mârșavă. Voiam să te întreb și eu de secretara ta. Cine, Ioana? Da, de Ioana. Ce-i cu Ioana?
Nu mai ești cu el, ai înțeles? Da? Gelosul, nu. Nu mai ești cu el. Ioana, nu mai ești cu el. Dacă spui tu. Fratele meu nu da, stă știu, cu iubita mea în brațe. Păi era și iubita mea, asta vreau să zic. Cum? Era și iubita mea. Ea, mi se pare ea, femeia interesului, femeia care, na. Păi ce să fac cu ea? Dacă Ioana se apucă și vorbește, și din ce-mi spui tu, sunt șanse mari, pentru că ne-a întors unul împotriva celuilalt, sunt șanse mari să vorbească. Dacă Ioana vorbește, eu nu știu pe unde scos cam așa. Cezar și Florin, prieteni buni, se întâlnesc în mod constant, așa că îi vedem într-o zi însorită în parc. În discuțiile celor doi, Florin aduce vorba și de Ioana. Stai! Gata? Așa repede? Hai mă, frate, mă, hai! Tu crezi că mai am 20 de ani? Păi n-am nici eu 20 de ani. Dar nici la 30 nu e așa rău. Hai! Auzi? Voiam să te întreb și eu de... secretara ta. Cine, Ioana? Da, de Ioana. Ce-i cu Ioana? Mi-a zis că nu mai lucrează. Nu, a demisionat, să zicem. Da? Da. Părea destul de... nu știu... degajat, așa. A terminat în relații bune. Bă... mamă, nu mai pot. E ok, da. Ok cât de cât. De ce? Am început să mă văd cu ea. Da? N-am vrut să știe nimeni de relația mea secretă cu Ioana, nici măcar Florin, care e cel mai bun prieten al meu. Cezar întotdeauna îmi spunea să mă așez la casa mea, pentru că eu am fost întotdeauna o fire rebelă. Am fost mai libertin. De câteva săptămâni vorbim. Aproape o lună, cred. Ah, ok. Și? Nu știu, îmi place fata, m-am tot gândit la ea și m-ar interesa. Și voiam să... ce? Nu știu. Da, mă, frate, să-mi spui mai multe, având în vedere că voi ați fost destul de apropiați și la cum te știu eu pe tine, așa că ești mare crai la viața ta. Am fost. Acum de curând, liniștit, nu? Așa îmi place să cred. Și mie. Da, mă, Florine, nu știu ce să zic de Ioana, e fată bună. Da, ești cu ea în continuare, vezi ce se întâmplă. Îmi place. Mă bucur, bravo vouă. Dar am senzația că, deși e ce trebuie, e destul de închis, așa, nu reușesc să o cunosc. Atât cât mi-aș dori. Nu știu. De-aia voiam să-mi spui mai multe. Păi la muncă ea nu prea vorbește despre ea. Și mă gândesc că, na, aveați o relație destul de apropiată la muncă și de-asta. Dacă poate eu știu. E fat ok, na. Are gura cam mare, cam atâtă. Înțeles. Asta e defectul. Dar mă întreb pe mine, acum eu știu... Na, ieși în continuare, vezi ce se întâmplă. Tu ce ai face în locul meu? Nu... Florine, nu știu ce să zic. Ieși cu ea, o să o cunoști. Na, nu știu. De câte ori ați ieșit? De câteva ori. Dar până acum nu a prea vrut să dea ochii cu mine și deodată m-am trezit cu telefonul de la ea. E clar, Ioana vrea să se răzbune pe mine. Ăsta e motivul pentru care s-a combinat cu Florin. Ar fi frumos să putem să ieșim în patru la restaurant, să ne cunoaștem, să avem o altfel de viață, o viață de familie. Am înțeles. Nu părea să dea curs invitației inițial. A, deci te-o chemase în oraș și a zis nu. Da, am vrut și eu să... Na. Știu. Dar... acum, de curând, s-au schimbat lucrurile și eram curios ce s-a întâmplat. Eu nu cunosc Florin bine. Ca venit odată cu plecarea ei din firmă, adică mi s-a părut totuși puțin ciudat. Mă rog, da, a demisionat, să zicem. A fost mai complicat. În fine, nu contează asta. Înțeles. Ideea e că eu nu o cunosc bine. Adică cum am văzut-o la muncă, e așa, nu treaba și-a făcut-o. Dacă știi ceva, nu mi-ascult. N-am ce să... nu știu. Știi că-s fratele tău? Da, mă, Florin. Știu că lui Cezar nu-i place să amestece prieteniile cu partea profesională. Așa că de obicei stă departe de angajați. E și motivul pentru care nu cred că poate să-mi spună prea multe despre Ioana. Hai, mai alergăm? Mai hai. Poți? Hai. Hai, bypass. Hai. Dă-i.
Cezar evită să-i spună lui Florin adevărul despre fosta relație dintre el și Ioana. Mai mult, nu-și previne prietenul că este prins la mijloc într-o înscenare fără scrupule. Va permite totuși Cezar așa ceva? Ioana! Ce faci, Ioana? Ce faci, iubitule? Da, veneam... Iubitule, nu-ți permiți, iubitule. S-a întâmplat ceva? Da, ce s-a întâmplat? Știi bine ce s-a întâmplat, ai combinat cu Florin. Hai mai așa că nu vreau să mă audă toată lumea în stradă. Amala! Dar ce are Florin? E un bărbat minunat și mă face și fericită. Da, e un bărbat minunat, nu? E cel mai bun prieten al meu. Așa, și? Și te-ai combinat cu el. O să fie frumos, o să mergem împreună în vacanțe, să ieșim la restaurant. Da? Da. O să fie... Nu, tu ai făcut asta ca să te răzbun pe mine, de fapt. Nu-mi vine să cred că a fost în stare să se cupleze cu cel mai bun prieten al meu. Pur și simplu m-a dat peste cap vestea asta. O să fac orice să-l aduc în punctul în care se divorțeze pentru mine. Ioana, că... asta ai făcut. Ai vrut să te răzbun pe mine. Ce treabă ai tu cu mine, cu ce fac eu, până la urmă? Fără ne place, până la urmă. E un bărbat mișto. De când îți place? Dar de ce? Ești gelos? Nu sunt gelos. Dar... Am stârnit gelozia în el. Încerc să-i rezist și nu pot. Are un farmec, are ceva al ei. Ioana, o să faci o mare prostie. Ce prostie? Crede-mă, o să faci o mare prostie. Ce prostie fac? Cu cel mai bun prieten al meu. Așa, și ce treabă ai tu? Ce? A, uite, a dat gelozia în tine acum. Ești gelos, umblu cu cel mai bun prieten al tău. E treaba mea ce fac. Bă, Ioana, nu-ți dau voie să umbli cu el, ai înțeles? Hai, ia-mă. Ioana. Ia-mă, pune-și controlez. Hai că noi am avut un istoric, da, împreună. Și? Așa, și acum ce faci? Mi-ai prietenii la rând? Da, care-i treaba ta? Eu te iubesc. Ei, mă iubești și de-aia ești cu prietenul meu. Da. Nu mai ești cu el. De ce? Că vrei tu? Da. Nu mai ești cu el. Am venit să o confrunt pe Ioana, dar pur și simplu când o văd îmi ia mințile. Reacționează exact cum așteptam. Nu mai ești cu el, ai înțeles? Da? Gelosul meu! Nu mai ești cu el. Ioana, nu mai ești cu el. Dacă spui tu... Și ce îi spui? O să ne gândim împreună. Nu îi spui că nu te mai poți vedea cu el. De ce? De-aia, că te-ai răzgândit. Nu mă interesează ce inventezi. O să mă gândesc. Ce facem de aici? Mergem la hotel? Nu. Ne vedem mâine. De Vin ce? La tine. Că nu pot. Trebuie să mă duc cu Iulia. Are un test de făcut. Dar nu vii la mine, ne vedem la birou, că e mai palpitant. Ne vede toată lumea la birou. Nu o să ne vadă, că o să am eu grijă cu mine. Au fost un an de zile, nu o să ne vadă acum. Bine, vii de dimineață, să mă pauză când sunt plecați. Nu mai face tâmpenii. Stai, fără grijă. Nu mai face tâmpenii, Ioana. Stai, fără grijă. Unde te duci? Succes. Te conduc? Treaba ta, unde mă duc acum. Acum ești gelos, acum vrei să mă și prind. Dacă ne vedem mâine... Hai mă, Ioana, zi în ce parte, te duc eu. Poate să spună orice, dar nu că nu are sentimente pentru mine. Știu că mă iubește. Îmi mai doresc să fiu o dată cu ea și gata, atâta, o singură dată, trebuie să încetez. Iulia are nevoie de mine. Ce treabă ai tu? Acum vrei să te și plimbi cu mine prin oraș, uimește-mă. Hai mă, Ioana, unde te duci? Ești cu fetele? Ești gelos. Sunt un pic gelos, dar îmi dai senzația că ai înțeles. E treaba mea, hai, pe lângă. Ne vedem mâine, Ioana, să mai faci tâmpenii. Aha. Orbit de gelozie și vanitate, Cezar nu-și dă seama că îi face jocul Ioanei, împăcându-se cu ea și deschide acesteia drum liber spre dulcea răzbunare. Mai bine nici că se putea să găsesc biroul gol și telefonul pe masă. Ha. Ce faci, Ioana? Te așteptam. Mă așteptai? Ce, ne vedem o ultimă oară? Să cred eu că ne vedem ultima oară. Da. Ia de asta. Ce frumoasă ești. Te fugări de mine? Mi-a fost tot de tine. Ție? Pentru ultima dată? Nu mai faci scandal? Trebuie să fie așa cum trebuie. Nu mai faci scandal, da? Bine. Și bineînțeles că lucrurile nu se vor opri aici. Răzbunarea mea continuă. Cezar? Ioana, ce-i cu tine aici? Sunt la muncă? Și la muncă? Florin, o să îți explic eu totul. Să vorbim noi doi. Da. Cel mai bun prieten al meu. Iubita mea, la el în brațe. Ce să vorbim? Păi despre asta. Ce-ar fi de vorbit? Ce-ar fi Ioana de vorbit?
Ce ar fi de vorbit? Nu știu. Vorbiți. Sunteți bărbați. Ți-ai înghițit limba? Lasă. Florin, ascultă-mă, lasă. Vorbim noi între noi. Ce doi. Să vorbim? Ce să o vorbim? Cezar? Ce să vorbim? Că simt că nebunesc. Ce am putea să vorbim? Spune! Vă bateți joc de mine? Așa cu ieșirilor. Certați-vă, certați-vă! Până la urmă nu trebuie să mă justific în fața nimănui. Nu trebuie să dau raportul cu cine ies, cu cine vorbesc, cu cine mă văd. Nu își bate nimeni joc de tine. Uite, vă las pe voi doi să discutați. Da, e cel mai bine așa. Mulțumesc, Ioana. Florin, te rog, stai, ia loc, te rog. Știu că e Iurea. Simt că nebunesc și tu îmi spui să iau loc? Hai mă, frate, vreau să zic ceva, mă. Frate, nu sunt fratele tău. Uite... Fratele meu nu... Da, mă, știu, cu iubita mea în brațe. Păi era și iubita mea, asta vreau să zic. Cum? Era și iubita mea. Adică eu cu Ioana aveam o relație... Aveam o relație, mai degrabă, de un an de zile. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Deci spunem că tu glumești în momentul ăsta. Nu glumesc, n-am putut să spun că nu voiam să afle Iulia. Și din cauza asta nu ți-am spus. Ești n-ai putut să-mi spui că ți era teamă să nu afle Iulia? Crezi că eu aș fi mers să-i spun Iuliei? Nu ai fi mers tu, doar că... Nici o secundă n-aș fi făcut asta. Dacă am ales să nu-i spun lui Florin, până la urmă asta e problema mea. Unele secrete am dreptul să rămână secrete. Nu-mi vine să cred că și-au bătut joc de mine. Ioana, ca Ioana, până la urmă e o femeie. Însă Cezar e cel mai bun prieten al meu. Cum să-și bată joc de mine în halul ăsta? De fiecare dată îți spuneam că îmi place fata asta și tu țineai pentru tine, nu mi-ai spus nicio secundă că tu de fapt ai o relație cu ea. Da, mă, dar o cunoști. Sau... Nu știu cât de bine. Ce e toată porcăria asta? Florin, nu știu cât de bine o cunoști pe Ioana, dar ai văzut ce gură are. Și ea vorbește cu toată lumea. Înțelegi? Și de-aia am ținut la discreția asta, că o iubesc pe Iulia. Și nu vreau să-mi stric ce am cu Iulia din cauza Ioanei, doar că Ioana e o bunăciune. Deci, discreția și prietenia noastră în fața uneia care spune poalele în cap și mă măscăriți pe mine pe la spate? Nu am vrut să te măscăriți. Nu ai vrut? Ce d-cu nu ai vrut? Ce nu ai vrut? Explică-mi și mie ce nu ai vrut. Tu, bă, toți veniți. Simt că nebunesc. Simt că îmi pierd cumpătul. Nu-mi pasă absolut deloc de Florin. Poate să sufere să facă ce vrea. Eu pe Cezar îl vreau. Când Ioana a început o relație cu tine sau nu știu ce aveți voi, eu cu ea nu ne mai vedeam. Ea nu mai lucrează aici. Și cum a ajuns la tine în brațe acum? M-a chemat ultima oară să-și ia nu știu ce de la birou și, sincer, să ne mai vedem o dată. Vă bateți joc de mine. Vă bateți joc de mine. Unul din voi doi, dacă nu amândoi, vă bateți joc de mine. Florin, ce vrei să spun? Nu puteam să-ți spun că eu mă văd cu ea. Logică, ți-am zis, vede-te cu ea, că între mine și ea nu a fost niciodată ceva foarte serios. Simt că nebunesc. Simt că nebunesc. Și când tu ai ieșit cu ea, eu n-am avut nicio problemă, că nu mai eram împreună. Adică ce vrei să spun? Bă, eu am ieșit cu asta. Nu voiam să-ți mai spun. Nu puteai să-mi spui și mie? Nu cred că ei nu erau împreună în momentul în care Ioana s-a cuplat cu mine. Puteam să spun, dar nu am... Nu puteai să-mi spui și mie? N-ai încredere în mine? Da, aici am greșit. Ba da, aici cu asta am greșit, e adevărat. Sunt cel mai bun prieten al tău. Sau, mă rog, am fost, se pare. Nu, mă, aș vrea să fii. Ce vrea? Bine, uite, dacă ție îți place de ea, dacă cu adevărat îți place Ioana, eu n-am nicio problemă, nu mai văd cu ea. Și am mai dus să negociem pe iubita mea ca pe o vită în târg? Nu e cel mai ok om de iubită, Ioana. Adică vezi cum e. Și eu n-am avut totuși intenția să vin aici să se întâmple nimic. Ce-i drept, n-am putut să mă abțin. Niciunul n-ați avut niciun fel de intenție. Și a ieșit toată porcăria asta. Trebuia să-și vină să-și ia acte și ce mai avea să vină să-și ia acte. Nu mai am chef de absolut nimic, te rog unul de tot. Nu mă suna, nu-mi trimite niciun mesaj. Dar ție chiar îți place Ioana? Nu am chef de nimic. Nu mai contează dacă îmi place sau nu-mi place. Nu mai contează nimic. Îți mulțumesc mult pentru ziua perfectă de azi. Hai mă, Florine, mă. De departe, ăsta a fost cel mai umilitor moment din viața mea. Sper ca Florin să iasă din șocul ăsta și să vadă lucrurile obiectiv. Planul de răzbunare al Ioanei începe să dea roade. Slăbiciunea lui Cezar pentru o femeie de slabă factură se întoarce împotriva lui, destrămându-i prietenia cu Florin. Simțind că scapă situația de sub control, Cezar decide să se întâlnească cu fratele lui Andrei. Ce faci, mă, fratele? Ce faci, mă, Andrei? Te pup. Sunt supărat, mă. De ce? Cu toate astea, cu Ioana, cu Iulia, cu... De ce? Ce s-a mai întâmplat cu... Păi Ioana s-a combinat cu Florin, mă. Nașpa. Ia iure. Nașpa că cred că face totul în ambiția ta. Doar vrea, păi să, vrea să stea prin preajma ta tot timpul. Să... Da, mă, Andrei, vrea să se răzbune. Cum ai zis tu atunci și nu te-am ascultat eu. Că...
Dar ți-am zis, dar tu să nu te bași cu ea, că e nașpa la muncă, la asta, o să te vadă. Ai zis că te-a ascuns. Da, știu, păi ne-am ascuns, da, ne-am ascuns o perioadă. Acum încă că știe nimeni de la muncă. Dar la cum e Ioana și ce gură are, îți dai seama că poate a vorbit. Mi-e frică acum de Florin. Că bine, e fratele meu, de atâți ani am copilărit împreună, dar cine știe ce l-apucă pe ăsta și spune Iuliei, nu știu. Tu ce zici? Stai liniștit că Florin nu cred că e atât de nebun încât să-i spune ei ceva. Da? Doar că ea își bagă coada și face tot felul de astea ca să fie pe lângă tine sau... Na. Am vrut să vorbesc cu Andrei, fiindcă chiar mă simt în impas și nu știu ce să fac. De când am cunoscut-o pe Ioana, i-am spus lui fratele meu să nu-și bage în cărcuia. Nu știu cum să o dau cu Ioana atunci. E mirat și de el, dacă zici tu că el e așa... Măi, el nu e, el, ți-am zis, el nu e, el e băiat bun. Dar e urât, na, că s-a ajuns așa. Mai bine te întâlnești cu el, mai bine îi spui despre ce e vorba, ca asta să... Asta o să fac, o să mă văd cu el atunci. Ca să stea liniștit, să nu... Ia, întâlnește-te cu el și explică-i, bă, uite care a fost, asta e, na. Că oricum tu te-ai certat cu ea și în momentul când te-ai certat cu ea, păi ea ce-a zis? Asta ea... am dat-o afară. Bine, în acte apare că a demisionat, mă rog, dar... Păi da, dar ea... Nu mai poate să mai lucreze acolo. Începuse să mă șantajeze. E asta zic, și acum a găsit altă modalitate, l-am robotit pe ăsta, l-a găsit mai slab de înger și ce-a zis? Ca să fie pe preajma ta să-ți facă ție sânge rău? De ăsta îi și plăcea mult de ea, înainte, când m-a mai întrebat el, nu știu acum cât timp, m-a mai vorbea de ea așa. Mă rog, în fine, nu știu. Asta e, că ea țins. Cel mai bine ar fi să fie sincer cu Florin și să-i spună adevărul și să nu strice o prietenie de zeci de ani pentru o fată. Femeia interesului, femeia care, na. Păi ce să fac cu ea? Asta e, trebuie să te... Cu el vorbesc, ok, cu Florin. Da, asta să rupi orice legătură cu ea, că nu... Așa nu scapi. Să o ai pe preajmă, tot timpul te va șantaja sentimental, emoțional. Da. Va găsi ea tu chestie să fac. Aoleo, bine, asta o să fac, n-am ce să fac. O să mă văd cu Florin. Tu ce faci? Ai treaba? Hai, asta vreau să zic. Hai să mergem să bem o bere și mai vorbim. Mai vorbim, hai. Andrei cunoaște derapajul din căsnicia fratelui său Cezar, fiind singurul care a premeditat cât de periculos poate fi deznodământul acestei escapade, înțelegând că riscă să piardă o prietenie frumoasă și trainică cu Florin, dar și de a-și pune în pericol căsnicia, Cezar îl invită pe Florin la o discuție. Florin! Ce faci, mă? Mă bucur că ai venit. Alor. Am crezut că ne certăm rău de tot. Ce faci? Sincer? Am venit pentru că sunt foarte curios. Ce? Să aud cum s-a ajuns la toată chestia asta. Încă n-am o explicație clară. Păi, ia, tu cum ai venit atunci la birou? Vrei să vorbești cu mine sau ce s-a întâmplat? Voiam să vorbesc cu tine. Da, mi-ai trimis un mesaj și mi-ai spus că e ceva urgent și că trebuie să ajung la tine. Ce mesaj ți-am trimis? Am primit un mesaj de pe numărul tău și asta scrie, dacă vrei ți-l arăt, dar nu sunt nebun. Și n-am trimis eu mesajul ăsta, te aștept. Strato sau cum? Adică m-ai chemat păi acolo ca să-ți bagi joc de mine. Stai mă, Florin, nu eu ți-am trimis mesajul. A, da, e trimis de tine. Îți arăt mesajul, îți arăt ora și îți arăt telefon. Păi nu, văd. Doar n-am nebunit. Nu, mă, a... Dacă îmi spui că-s nebun și nu, la mă. Chestia asta pe bună, deja... Eu aveam telefonul în birou, înțeles? Stai mă, Florine, eu aveam telefonul... Ce vrei să faci? Unde vrei să mă, vreau să-ți explic. Deci eu aveam telefonul în birou, înseamnă că Ioana a luat telefonul meu și ți-a dat mesaj. Eu nu ți-am dat niciun mesaj. Și de-aia ai venit tu acolo. Tu vrei să spui că Ioana e atât de malefică încât orchestrează și face toate... Ioana e genul de femeie care, când vrea să obțină ceva, scopul scuză mijloacele. Nu știu cât de bine o cunoști, eu o cunosc destul de bine, am stat cu ea un an de zile. Și n-aveam cum să spun, că n-am spus nimănui, Florin. Înțelegi? Așa a fost un an înțelegerea de zile. Între mine și ea. Cam un an. Un an de zile în care tu n-ai spus absolut nimic. I-am greșit foarte mult lui Florin. Dar cine credea că Ioana o să fie în stare de așa ceva? Mi-am dat seama că Cezar are dreptate. Ne cunoaștem de prea mult timp ca să ne certăm din cauza unei femei. N-am zis nimănui. Și m-ai lăsat pe mine să mă întâlnesc cu ea? Păi noi nu mai eram împreună. Și... Și de unde voi să știu eu împreună, cu cine? Tu n-ai spus nimic. Eu știam că îți place de ea, dar... Mă trezesc că vin și te găsesc pe tine călare peste ea și ea călare peste tine. Florin, eu am crezut că între voi așa o aventură, o chestie, că tu de-aia vrei să te vezi cu ea.
Ce vrei să vin să spun? Bă, știi, eu am fost cu ea un an. Am crezut că vă vedeți. Nu pot să cred în ce m-am băgat. Nu e un om ok, Ioana. Nu e un om ok, dar tu ai avut o relație cu ea un an de zile, mie nu mi-ai spus nimic și m-ai lăsat să ajung în situația asta și să fiu bătaia voastră de joc. Bă, frate, ne știm din copilărie. Îmi pare rău. Tocmai, Cezar, ne știm din copilărie. De ce nu mi-ai spus? Nu sunt... Tu ai fi spus dacă era insurat? Familia ta, nu sunt fratele tău, dar am fost omul care a fost continuu întotdeauna aproape de tine. Ai fost și m-ai ajutat cu multe și cred că tu, și mă, eu. Și nu meritam să știu și eu lucrul ăsta. Gândește-te în ce postură m-ai pus. Gândește-te că fără să vreau am investit niște sentimente. Bineînțeles, am investit niște sentimente în toată chestia asta. Normal că m-am despărțit de Ioana, doar nu sunt nebun să continui o relație cu o astfel de femeie. Tu crezi că mie îmi vine bine, dincolo de faptul că pur și simplu m-ați tratat ca pe ultimul fraier. Bă, asta am fost, Cezar, în fața ta și în fața ei am fost ultimul fraier. Dom'le, eu am crezut că voi vă vedeați mai mult. Că e o relație din asta, liberă, deschisă, cum e acum la modă, nu că... Relație liberă, deschisă. Și ce facem acum? Ne vedem în trei? Eu nu într-o relație foarte deschisă? Florin, eu am și concediat-o, eu nu mă mai văd cu ea. Mie și ce mi-a spus? I-a spus că pur și simplu a plecat, că are altceva mai bun. Hai, mă, păi nu i-am, în acte nu am concediat-o. A demisionat ea, că nu am vrut să-i fac asta. Dar nu mai voiam să lucrez acolo, oricum. Dacă Ioana se apucă și vorbește, și din ce îmi spui tu, sunt șanse mari, pentru că ne-a întors unul împotriva celuilalt, sunt șanse mari să vorbească. Dacă Ioana vorbește, eu nu știu pe unde scos cămașa. Nu cred că are atâta curaj. Sincer, adică o văd apropo, în stare de multe lucruri, nu știu dacă... Apropo, am avut o discuție cu ea și am terminat-o cu ea. Pe bune? Da, pe foarte bune. Am înțeles. Iar și la fel convins ziceam? Că o să o termin și cu tine, sincer să spun. Bă, nu mai înainte de momentul ăsta. Uite, dacă... Tu de ce te-ai despărțit de ea? De ce m-am despărțit de ea? Ce întrebare? Pe bune? Cezar, de ce m-am despărțit? Ți se pare un om ok? Pentru că mi-am găsit iubita în brațele celui mai bun prieten. Florin are dreptate. Ioana e capabilă să-mi facă mult mai mult rău decât atât. Dacă Cezar ar fi fost sincer cu mine de la început, nu s-ar fi ajuns aici. Da, mă, s-a folosit de tine ca să se răzbune pe mine. Asta e lucrătura ei. Clasic, Ioana. Las-o în pace, așa fac femeile geloase. O să... Cezar, puteai să-mi spui. Bă... Puteai să-mi spui, ne cunoaștem... Vorba aia, de pe vremea aia, da, mă, eram când exista minge de 35, puteai să-mi spui. Știi foarte bine că am împărțit atâta lucruri, știi foarte bine că știu atâta lucruri despre tine, știi foarte bine că niciodată n-am vorbit despre tine și de tine, planul indiferent cum era... ți-a pus problema. Da, de câte ori ți-am luat apărarea, de câte ori am fost alături de tine? Eu... Era așa greu să-mi spui? Faza e că eu n-am știut ce vreau cu Ioana de la început, știi? Avea o familie? Ce puteai să vrei cu Ioana? Păi cu Iulia nu mergeau lucrurile atunci. Acum au început iar să meargă și mi-am dat seama. Uneori, nu știu dacă ai trecut până asta, uneori trebuie să mai greșești să-ți dai seama de fapt de ce-ți dorești. Trebuie să mai calzi strâmb. Știi ce zic? Știu ce zici. În schimb... Acum, dacă nu te mai vezi cu ea... Sincer, are sens să fim certați, eu nu o mai văd cu ea. Și oricum, între mine și ea nu erau mai mult decât lucruri intime, altceva nu prea se întâmpla. Și bine, relația profesională, care, na, nu pot zic că era cea mai bună asistentă ea. Acum înțeleg. N-are sens, însă, crede-mă, dacă cumva trece de ea ceva, nu miza pe mine. Cât de important e să spui adevărul când e vorba de o prietenie. Și când e vorba de o prietenie atât de lungă cum a fost a mea și a lui Florin și cum este... Până la urmă, indiferent prin ce trecem, ne leagă mult prea multe lucruri ca noi să ne certăm. Îți spun sincer. Nu să minți pentru mine acum, să minți și Iuliei, dar... Rezolv-o pentru că nu e problema mea. Te-ai băgat singur în asta și mai târâți și pe mine. Te descurci, tu ai făcut-o, tu o descurci. Pentru da, mă, prima Florin, dată în viață nu am că... de gând să-ți iau apărarea, să știi. Da, mă. Pentru toată tărășenia asta și pentru toată povestea asta în care m-ai târât, nu vreau să mă bag, nu vreau să mă implic. Bine, nu o să te implic.
Doar așa putem discuta în continuare. Frați, de nou? Vii cu mine să iau unul ăla mic cu ceva? Hai, te rog eu frumos. Și te lași acasă. Merg, că la mic n-are nicio vin. Mulțumesc frumos, frate. Mă bucur că ești tată. Bă, mă bucur că ai venit și că nu ne-am certat. Îmi pare rău că ești tembel câteodată. De ale mele, ce să facem? Ca băieți. Iartă-mă, oricum nu e, bă, eu, nu e o fată ok. Lasă-o încolo, bine că... Arată bine și cam atâta. Cei doi prieteni descoperă că în spatele conflictului lor se află Ioana. Indirect, trădarea lui Cezar îl convinge pe Florin de calitatea îndoielnică a femeii de care a fost îndrăgostit atâta timp și se desparte de ea. Prietenia celor doi răzbate acestui incident nefericit, dar Ioana rămâne mare amenințare pentru căsnicia lui Cezar. Bună! Bună seara! Sunt Ioana Vladescu, asistenta domnului Florin. Da, vă rog, intrați! Am venit să-i aduc niște contracte pe care le are de semnat urgent. A, nu mi-a spus nimic de niciun contract. Dar o să îl sun dacă e, să-i spun că ați venit și... Da. Păi, haideți, intrați și... Vă ajut cu ceva? Foarte ciudată vizita aceasta. Până acum nu a mai fost nicio grabă cu semnarea actelor. Niciodată nu am avut o realitate pe soția lui Cezar. Eram foarte curioasă cum arată. Te rog, spune-mi Ioana. Bine, Ioana. Iulia. Îmi pare bine. La fel. Am zis că ești însărcinată. Da, sunt în 4 luni. Nu vezi că deja stau... Felicitări. Mulțumesc. Astăzi am aflat că o să avem băiețel. Super. Sincer, și eu îmi doream băiețel. Sănătos, da, o să fie. Că tot vorbeam, haide să-l sun să vedem ce face dacă vine. Ca să rezolvăm și treaba, da, cu contractele sau ce aveți voi acolo. Mi se pare ciudat faptul că de câte ori am mers la firmă la soțul meu, nu am văzut-o niciodată pe această Ioana. Nu răspunde. Cine știe, poate nu de telefonul. O să sune el. Da, puteți să stați să-l aștept. Poți să stai, Ioana, să-l aștept. Am zis ca să nu vă deranjez. Da. Nu-i problemă. Asta că mai stăm de povești până atunci. Ca... Și cum sunteți, cum vă înțelegeți? Foarte bine. Mai ales acum de când am aflat amândoi că sunt însărcinată și că o să... Am și băiețel. Suntem așa, ca pe un orișor. Plutim amândoi, efectiv. Da. Văd că ești foarte încântată. Ești... Da, pentru că ce nici îmi doream. Chiar îmi doream. E că ne doream. Și faptul că am aflat că o să avem băiețel, nu știu, a fost așa... Am foarte multe emoții. Nu m-am băgat niciodată pe ceea ce face soțul meu la firmă, dar sunt surprinsă să văd că are astfel de asistente frumoase. Nu înțeleg de ce vrea să rămână cu fata asta. Nu are nicio treabă cu realitatea. Pozele pe care le are pe internet sunt complet editate. Da, nu de mine, dar îmi țin mâna pe burtă de când am aflat. Nu mai pot, nu. Deja e instinctul ăla. Gata, ce gălăgie. Da, musafir, nu știu. Aștept pe cineva? Ce faci, iubito? Și... Uite, iubito, ce ți-am... Bună! Ce faci, Ioana? Bună! Bună, da, iubito. Bună! Da, ce cauți aici? Dăm ce ai tu acolo. Pe care le aveai desemnat. Și nu puteai să mi le dai mâine la muncă? Nu, că vreau să mă întorc înapoi la birou să le și duc. Da? Da. Bine. Mersi mult. Cu drag. Ce faci, dragul meu? Nu pot să cred că Ioana a avut tupeu să vină la mine în casă. Incredibil cât tupeu poate să aibă femeia asta. Ce faci, Iulia? Scumpa mea iubită. Bine, uite, a venit Ioana bine. Și... Da? Și v-ați înțeles bine? Am vrut să-ți aduc, da, niște acte și am văzut că tu nu răspunzi și zic, nu, hai, intră, că, nu, poate dau de tine și aflăm, da, ce și cum. Păi trebuia să mă sun puiul, să-mi, păi, zici, da, că a venit și ea. Răspuns... Au vorbit și fetele până la urmă, da. Bănuiesc că i-ai spus? Ce ți-i spun? Vestea cea mare? Că suntem, ce, împreună? Cum? Da, mă gândeam că... Felicitări, ce să zic atunci? Nu mă vezi bune pe ziua de astăzi. Da, porumbei. Foarte frumos. Să vă țină, dragilor. Sper, sper să ne țină. Noi suntem foarte încântați. Ce drăguț pentru băiețel. Da,
Asta vorbeam cu ea, că stau numai cu mâna pe burtă acum, zici că... Da, păi Florin Băniescu a venit să o ia pe Ioana și... Da, chiar voiam... Noi vorbim mâine la muncă, îți semnez alea, ți le aduc semnate. Voiam să-ți propun să ieșim în oraș. Îl înțeleg pe Cezar, înțeleg prin ce trece. Și n-am de gând să o las pe Ioana să facă jocul ăsta mărșav. Să spunem că de data asta a scăpat. Noroc cu prietenului, că altfel... V-am pupat, vă lăsăm. Pa, Florin, mersi. Pa, 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 seară faină. La revedere. Pa, Ioana. Îmi pare rău, te-a deranjat? Nu, 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 stai liniștit. Nu, că știu că am zis să nu mai intervină problemele okay. de la muncă în relația noastră. E de treabă, e, mi-a plăcut de ea. Da? Mm-hmm. Da, ok, da, în fine. Da? Acum e o oră târzie și ce? Ești ok, da? Da, da, am luat ăsta și m-am întâlnit cu Florin. Am băut o bere înainte. Dacă Iulia află ceva și asta îi va dăuna sarcinii, o distrug pe Ioana. De ce m-ai scos din casă? Ce te-a apucat, femeie? Ce te-a apucat? Ce m-a apucat? De ce te bagi? De ce te bagi? De ce m-ai scos din casă? De ce mă bag? E prietenul meu. E prietenul tău? E prietenul... Unde ce-a făcut prietenul tău? Ce-a nu vreau să te bagi. Vreau ca să-i spun femeii ce-a făcut ce-a tu. Ce-a făcut prietenul meu? Că tu le faci pe toate. Eu le fac pe toate? Da, dar uite, eu un an de zile cât a stat în relație cu el, a stat singură? Ia uite ce ții pe el la mine, tu că de ce m-a scos din casă? Acum i-ai și spus că noi suntem împreună. Tu ești sănătos la cap? Păi trebuia să o scot la capăt, tu n-ai văzut ce tâmpenie trebuia era să faci? Trebuia să o scos tu la capăt? Dar care-i treaba ta ca să o scos tu la capăt? E prietenul meu. E prietenul meu. Prietenul tău a făcut așelat-o un an de zile, prietenul tău. Cu atunci nu era prietenul tău? Cu cine? Cu mine. Cu tine. Îți pare facă-ți bărbat? Cu tine care ești peste tot, cu toată lumea. Nu, nu, ia nu mai spune tu, cu cine am mai fost eu? Bate jos cu mine, bate jos cu el, decide-te! Cum îți permiți să spui tu mie că eu sunt cu oricine? Pe mine nu m-a ridicat unul, că ne-au doamnești. Nu spui tu mie cum să vorbesc! Mi-e tare frică că din acest moment Ioana este mai periculoasă decât ne așteptam. Și am spus asta lui Cezar. Omul ăsta mi-a promis că divorțează pentru mine! Hai din capul meu, treci mă acasă, mă! Hai, treci acasă, mă! Ia mă mâna după treci mine! Treci acasă, mă! Florin dovedește că este integru până la capăt. Deturnează planul malițios al Ioanei, salvând căsnicia prietenului său, cel puțin pentru o perioadă. Surpriza neașteptată însă vine din partea Iuliei, care o invită pe Ioana la o discuție ce va dezvălui întregul adevăr. Păi dacă tot m-ai chemat aici, hai să terminăm toată mascarada asta, că eu nu mai am nervi și văd că ești oricum foarte naivă. Nu înțeleg ce vrei să zici. Ce se întâmplă în jurul tău? Păi nu înțelegi, o să spun imediat. Păi bună, Ioana, ce faci? Ce fac? Cum adică naivă? Cum adică... Poate ceva văd? Ce trebuia să fi făcut mai de mult, nu? Să fi da. Spus adevărul. Cu foarte mult timp în urmă, dar uite că adevărul este că este iubita mea și că ne înțelegem asta foarte că bine și că avem o relație și ne bucurăm de lucrul Florin, ăsta. Florin, te rog frumos, încetează. Eu nu am nicio relație cu păi Florin. Păi, dar mi-ați spus... Ți-a spus el, ai auzit de la mine? Stai, ușor, cum adică nu avem nicio relație? Nu avem nicio relație. Dar ce mi-ați spus că... El ți-a spus că avem o relație. Sunteți eu nu am nicio relație. Asta este adevărul. Păi și de ce a făcut Florin asta? Păi și lămuriți-mă, că nu înțeleg. Să înțeleg că a mințit. Da. De ce? Care-i situația? Nu înțeleg. Mă, te-ai întâlnit cu mine? Ai luat masa cu mine? Am fost la film împreună? Ai venit la mine acasă? Cum poți să spui că n-avem și nimic? Atât. E, mama, am luat masa împreună. Că cine știe ce am făcut? Păi și care era scopul? Că nu înțeleg. Am vrut doar să... Să ce? Mă joc un pic cu el. De ce ai face asta? Eu ce am o relație cu asta? Cezar. Ce ai zis? Că exact cum ai auzit. Eu am o relație cu Cezar, Cezar al meu. Cu Cezar al tău, da. Minte, Florin, tu știi ceva de asta? Cum adică nu cu Cezar al meu? Pur și simplu, vrea să în momentul de față să încerci să mai acoperi acest adevăr? Nu înțeleg de ce vrei. Adevărat? De ce încerci să-l acoperi? Da, care Iulia, din păcate este adevărat. Și vestea asta pică al naibii de prost. Cum de s-a ajuns să fii într-o relație cu el? Înțeleg că ce? Nu o mai iubește pe soția lui? Pe bune minte până de îngheață apele. Nu o mai iubește pe soția lui. Eu sunt cu Cezar de un an de zile. Poftim? Suntem împreună de un an. De când m-am angajat la el la firmă. Florin, tu știai ceva de chestia asta? Știam nimic. Mi-a spus la un moment dat Cezar că are niște probleme atunci, cu ea și care a fost situația dintre relația dintre voi? Și el a refuzat-o și așa mai departe. M-a refuzat? Cum poți să spui că m-a refuzat dacă eu sunt cu el de un an de zile? Serios? Ești cu el. Asta ai tu senzația că ești cu el. Dar cu cine a fost Mi-a spus de nenumărate ori că pur și simplu nu...
mai reușea să scape de tine. Cum să și atunci m-a rugat pe mine. Și că e însurat? Bă, dar știam că e însurat. Și atunci m-a rugat pe mine să-i fac jocul și să-i iau de pe cap. Asta a fost toată chestia. Minte de gheață apele. Adică tu ai fost de acord să faceți... Fost de acord pentru că e prietenul meu și trebuia să scap trebuia odată să ce? Până să spune că nu mai ai o relație cu mine acum. Nu mai ai o relație cu mine acum. Încercai să-l acoperi pe el? Hai că ușor, ușor îți dai șorama pe față. Dar cum de s-a ajuns să ai o relație cu Cezar? Ce i-a lipsit lui? Cui? Lui Cezar. Ce s-a plâns la tine acasă? De ceva? Probabil afecțiune de acasă, ceva nou? A, de asta nu știu. Tot întrebai tu când ai venit la noi, cum ne înțelegi. Acum fac eu legătura. Da, normal. Vreau să ce vicleană ești. Mai multe lucruri, pentru că și cum te-ai simțit când Cezar ți-a dat vestea că va fi tată? Foarte prost, pentru că Cezar mi-a spus că va divorța. Ce ți-a spus e Cezar? Da, că va divorța. Ioana, te rog eu mult de tot, oprește-te. Te rog frumos să tași și să mă las să vorbesc, pentru că nu-ți fac nicio tâmpenie. Ți-a spus ție Cezar că va divorța. Tăcerea e de aur, te rog. Nu e târziu să taci, oprește-te din prostiile astea pe care le spui. De ce crezi că am stat cu el un an de zile? Să avem un copil, tu realizezi chestia asta? Da, asta a apărut de curând cu copilul. Dar, cu tot respectul, de ce eu spuneți ca și când ar fi singura și unica vinovată? Adică soțul dumneavoastră ce? A fost vrăjit, tras pe sfoară, n-a știut în ce se bagă? Trebuie să-mi dea niște explicații. Și tu, nu știu ce zile... ar putea de fapt să-mi explice din toată situația asta, cum mai a ajuns ce ar să facă să-ți așa ceva. Ideea este că nicio secundă, eu am vorbit cu el... De așa? Multe ori și nicio secundă nu s-a gândit să renunțe la tine, nu s-a gândit să renunțe la familia voastră. Iulia, ce caută aici? Ce cauți la mine în casă? Bună! Hmm? Ce cauți la mine în casă? Zi! Mă înșeli, domnul meu, da? Asta faci. E un loc, te rog. Aflat. Ce cauți la mine în casă, tu? Mă, ce cauți la tine în casă? Așa vorbești tu cu mine? Aici? De ce? Cum trebuie să-ți vorbesc eu? N-am înțeles. Cum poți ce? Să vorbești noi, așa? Spre deosebire de tine și de Florin, Ioana... Măcar a avut curajul să vină aici și să spună adevărul. Iartă-mă, Iulia, am crezut că... că se oprește. Nu puteai să te aduni încă de la început, să nu ce faci prostii de genul? Ce ți-am zis? Că toată treaba asta o să se spargă. Ce vrei? Să mă umilești și tu? Ce vrei acum? Ce vrei să-ți zic, Florin? Tu ești ăla umilit în momentul ăsta. Păi până să intri tu în cameră, Florin susținea sus și tare că Ioana habar n-are ce vorbește, că minte, că... M-a făcut da, o naivă care nu știe nimic despre de ce se întâmplă. Pe care știu de viață. Și să caut să îl ajut pentru că... Hai mă, nu mai minți atâta! Bă, le distruge o căsnicie pentru aici? Că ok, ai venit, există, tu ce crezi că noi doi mai avem poate, treabă? Adică... A, nu mai avem treabă. Nu avem nicio treabă. Trebuia să fii și o însărcinată. Da? Bine. Ce zice, am fi avut treabă? Asta mai lipsea. Adevărul că ai ceva să-mi spui? Până la urmă ați venit aici ca să spuneți adevărul, da? Da. Păi haide să spunem adevărul. L-am spus. Ce mai e de aflat? De ce dai? Nu mai sunteți într-o relație cu Cezar. Cezar nu s-a despărțit de mine de fapt niciodată, pentru că de fiecare dată când ne-am certat, tot timpul a venit după fusta mea. Minte. Deci tot tu te-ai dus după ea? E o mincinoasă. Doamne, Cezar, nu te recunosc. E o mincinoasă. A venit și a încercat să aibă o relație cu mine de ceva timp încoace, doar ca să-l enerveze pe Cezar. Eu nu mai înțeleg nimic. Ai uitat că am despărțit și ai venit la mine acasă? O voiai tu, o vrea el, nu s-au despărțit niciodată. Ca să ce? Să te avertizezi, să termin cu tot. Să mă avertizezi. Cum mai te-ai despărțit tu de mine? Când? Când ai venit după mine la bloc? Pentru ce am venit la bloc? Să spun să nu-ți mai bași coada. M-am dus la bloc să-i spun să termine. De ce te-ai dus după ea? Păi nu se oprea, nu vezi. Ca să nu ce mai bag coada, ai venit să-mi spui ca să nu mă mai întâlnesc cu Florin. A, erai și gelos. Da, nu o mare criză de gelozie ce a făcut. Oftim, pe bune. A, pe bune. Bă, băiatule, tu nu-ți ce bați mințile în cap? Ce poate să mai spună încât să mă șocheze? Ce vrei, Iulia, să spun? Păi nu știu, că vrei mă să că spun nu adevărul? Spune. Băi, vrei adevărul? Da, spune am adevărul. Am avut o relație de circa 10 luni cu Ioana. Adevărul e că 10-12 luni am concediat-o când tu ai rămas însărcinată. Uite, mie să tac. A, eu deci m-am... faptul că a rămas... Ok. Da, a contat foarte mult pentru și mine. Și de ce ai început tu relația asta? De ce n-ai avut tot ce îți doreai? Nu, cu mine, nu înțeleg. Nu e despre asta, nu știu dacă păi vrei... despre ce e atunci? Totuși trebuie să existe o explicație. Adică pur și simplu era la îndemână. Pentru că era angajata dumneavoastră. Adică cam era acolo era. Unde ea nu era probabil. Și ce nu ți-am oferit eu? Dar nu e despre asta. Păi, explicația e simplă. Adică despre explicația e simplă. E un drac împiericat pe care... Vreau să-l aud pe soț
soțul meu, Florin, care ne-a întors pe amândoi împotriva. Mai a murit până acum și tu, da? Explicația e simplă. Da. Niciun bărbat nu se uită în altă parte dacă are ce-i trebuie acasă. Ia auzi. Nu e adevărat. Ce-i auzi? Nu e adevărat. Uite ce spune domnișoara, că n-ai ce-ți trebuie acasă, era așa acolo, e? Era accesibilă. Aolo, accesibilă. Ce accesibilă eram. Și tu erai disponibil, nu? Emoțional, tot. Așa se pare. Ah. Ați susținut mai devreme, până să ajungă Cezar aici, că el ar fi fost dispus să divorțeze. Da, este adevărat. Lui, da. Și ce v-a mai spus Cezar, printre altele? Va divorța, așa. Că vom fi împreună, că va termina cu ea. Aha. Și între timp, surpriză, i-a rămas însărcinată. A, și atunci ți-ai reorientat tu... Și s-a trezit omul, că de fapt poziția, stai așa, că nu te mai vreau cu tine, vreau pe asta de acasă. Minunat! Minte cu nerușinare. I-am spus o dată asta. I-ai promis că divorțezi, Cezar. I-am spus cândva, o singură dată i-am zis. A, cândva i-ai spus. Acum recunoști. Cum ai putut să spui așa ceva? De ce m-ai lăsat însărcinată? De ce te-ai protejat? Hai mă, Iulia, ce păi tot țap pe aici? Am avut o aventură. Păi, ce vrei să-ți dau toate detaliile? Da, dăm detaliile. Ce, pe bune? Păi, de ce ai făcut asta? Nu pot să toate detaliile. Da, nu pot să înțeleg. Imaginează și tu. Uite-te ce crezi că s-a întâmplat? Am avut o relație extraconjugală. A, de un an de zile. Aproape un an. Bine, un an, nu? Da, și mi-am dat seama că am greșit și am concediat-o și am scurs-o din viața mea. Are dreptate, nu? N-a fost doar o aventură după care ți-ai dat seama că stai un pic că greșești și te-ai întors la soția ta? Asta urmă să spun. Clar, ceva ți-a lipsit. Și mi se pare că în acest moment soția ta este perfect îndreptățită să știe până la urmă ce nu a funcționat. Ce ți-a lipsit, Cezar? Ce ți-a lipsit? Sunt tare curioasă. Ce ți-a lipsit? O aventură se numește aia de noapte. Iulia. Nu aia de un an. De ce vrei tu să tu vezi cum bagă cuțitul în rană? Da, știu, și tu îți faci ce rău. Ce ți-a lipsit, Cezar? Vreau să știu și eu. Păi, de ce? Afecțiune uneori. Tu nu vrei să vorbim niciodată despre muncă. Vin mereu acasă și mă pui să tac. Lăsi problemele acasă și munca și tot. Păi da, ca să ne ocupăm de noi. Păi da, sunt stresat. Uneori simt nevoia să vorbesc cu cineva. Și ea era acolo, singura. Plus că ea era disponibilă mereu. Îmi făcea tot felul de propuneri. La un moment dat am cedat. Era, nu știu, o ofertă de nerefuzat până la urmă. Era o ofertă și o sunt promoția de a doua zi sau cum? Adică, nu, băi, tu te auzi ce zici? Dar de ce nu pui să-ți spun ce s-a întâmplat? Adevărul este că în momentul în care... Că nu poți să concep că ai făcut asta. Eu am aflat că tu ești însărcinată și am terminat cu tot. Da, nu înseamnă că n-am avut o aventură, doar că știam... Păi și până să mă lași însărcinată, dacă tu știai deja că ești implicat emoțional sau cum n-ai mai fost implicat. Bun, dar aici au început să apară problemele, da? Pentru că soțul tău a terminat-o la modul brutal. Nu ne mai vedem, la revedere, îți dai demisia, pa! Capitolul încheiat. Chiar credeai că Ioana va accepta situația? Repet, v-ați trezit cu ea la voi în casă. Nici atunci nu a fost păi un semnal de alarmă, nici atunci nu te-ai gândit. I-a promis. I-am spus odată că divorțez de ei după ea așa. Da, păi... Păi în ce momente crezi că i-am promis că divorțez? Ce momente? Nu vreau să-mi imaginez în ce momente. Păi atunci de ce tot întrebi? Ce vrei, Iulia, să spun? Da, am avut o legătură cu fata asta, s-a terminat. E adevărat. Doar că vreau să știi că lucrurile s-au terminat între mine și ea. Și erau terminate, pe bune. Sunt extrem de liniștită. Și nu faci bine ce faci, indiferent de ce se întâmplă între noi. Da, să sape acum și dar tu ce ai făcut? Adică tu ai fost atunci, ai avut creier ce când ai făcut treaba asta? Ce am făcut? Uite ce om e. Ce crezi că puteam să am? Ce om sunt? Și cum spui tu mie că ai fost cu mine? Dar tu nu poți să accepti un refuz? Nu pot să-l accept. Nu ai ce căuta în viața mea. Nu ai ce munci la mine la firmă. Nu ai ce să cauți lângă mine. Eu am stat cu tine un an de zile. Și dacă ai stat ce? Ai stat să ce? Măi, omule, tu mi-ai făcut mie niște promisiuni. Odată ți-am promis ceva. Odată mi-ai așa, promis, și... asta e doar în mintea ta. Am stat lângă tine un an de zile, da? Și acum vii să spui tu mie că tu te desparți de mine, că a rămas ea gravidă? Da, ai stat lângă mine. Dacă până atât, poamene, de unde m-ai luat? Dar până la urmă, ați avut un scop, ați urmărit ceva, că de altfel ați fi acceptat situația, v-ați fi dat seama că v-a mințit frumos. Uite că nu mi-am dat seama, pentru că eu îl iubesc pe el, dar eu l-am vrut pe el. Pentru că ați venit aici. De seama cât de penibilă e situația pentru mine? Nu e nimic între noi. Tu-ți dai seama în ce ipostază sunt eu pusă în momentul de față? Da, îți pare rău, nu? Cum poți să vii să spui că tu pe mine nu mă iubești, că tu ai venit în fața blocului cu o mare criză de gelozie, să-mi spui să nu mă mai întâlnesc cu el? Ce-ai făcut? Da, este adevărat. Criză de gelozie!
Ești un dobitoc. Cezar! Păi mă, băiatule, după mine că m-ai luat, de unde m-ai luat? Păi eu sunt ultima femeie, noi am avut o relație. N-a noi fost am stat împreună, noi am ieșit, eu am pus sentimente. Au fost niște momente de slăbiciune, într-un moment de cumpără de între mine și soția mea. Nu a fost nicio relație. Că tu ieșai cu domnișoara, să eu înțeleg, nu? Eu am fost acolo când tu ai avut nevoie. Da? Uneori. Uneori. Existau și momente în și care... Dar și petrecut timp cu tine. Existau și momente în care nu am fost responsabil în ultimul timp. Da, de când am aflat că sunt însărcinată, într-adevăr. Existau și momente în care Cezar discuta cu tine despre relația lui cu Iulia? Normal, dar pot să-i spun femeii ceva, femeia însărcinată. Nu vreau să mă pun în locul ei. Astea nu sunt lucruri care se spun. Da, îți pasă mult de Iulia, ce să zic, da, ai venit aici. Păi eu n-aș vrea să fiu pusă postura, ei nu știu cum să spun. Și atunci, ce zici, faci bine tu. Cum îți explici? Da, fac un bine, a venit femeii să spună adevărul. De ce ești tu aici, Ioana? Hai că e culmea, acum îți pasă. Ioana, de ce ești aici? Să fii cu mine? Noi doi nu o să fim niciodată împreună, înțelegi? Cum poți să vii să-mi spui că... Nu vom fi împreună, fată, ce e cu tine? Îmi iubesc soția, nu o să fiu cu tine. Pleacă din casă, noi ce căuta aici? Nu poți să vii să-mi spui lucrurile astea. Nu-mi pasă de sentimentele tale. Cum poți să spui că nu-ți pasă? Sunt om, am și o suflet. Aia e. N-am stat cu tine pentru bani. Dacă vroiam banii tăi, îi aveam. Da? Și foarte bine. Bine, ok. Păi eu am stat cu tine pentru bani, poți să vii să spui lucrurile astea? Poți să minți halul ăsta? Ioana, nu ai ce să obții de la mine. Măi, omule, mă doare. Nu te iubesc, nu-mi pasă de tine. Și atunci, de ce ați venit să-i spuneți Iuliei adevărul? Ce ați urmărit? Credea că îmi părăsesc soția. Am fost atât de fraieră încât eu am crezut în el. Că ce? Că îmi părăsesc soția? Însărcinată? Da. Adică sunt un monstru, cum ar veni. Nu, Cezar, te părăsesc eu, stai tu liniștit că vom divorța. Și văd că te iubește foarte mult, rămâi și spală-te pe capul ea. Nu are ce căuta că nu. Ioana pleacă de noi la mine divorțăm. Din casă. Nu mai există noi. Hai să mai vorbim despre asta. Nu mai vorbim despre asta. Pleacă din casă, Ioana. Se pare că ți-ai atins scopul. Mi l-am atins și mă bucur. Da, ești te liberă. Bucuri? Bravo. Felicitări. Îmi pare rău. Da, îți pare rău. Îmi pare rău, Florin. Și crezi că e de ajuns? Cu mine, pare rău? Cu mine cred că ai ultima problemă. Crezi că e de ajuns să spui îmi pare rău? Hai să vedem cum putem să rezolvăm asta. E un hâc. Băi, Cezar, un an de zile? Bă, poate înțelegeam un moment. Da, dar nu au fost. Dar un an de zile deja relație. Nu a fost relație. Iulia. Până la urmă, care este adevărul? Adevărul este că am... Ai fi divorțat de soția ta? Nu, n-aș fi divorțat de soția mea. Îmi iubesc soția, mi-am iubit-o mereu. Frumos pe Ioan. Ești mai șarpe ca mine. Trebuie să recunosc asta. În viață trebuie să-ți joci cărțile așa cum consideri că e mai bine pentru tine. Nu știu ce e de gând să faci acum, dar calculează-o foarte bine. Florin, că ești, lasă-mă, gata. Ești pe limita... Îți mulțumesc că ești aici. Îți mulțumesc că m-ai ajutat. Ești pe la mă îți mulțumesc ție, Ernest. Eu mă duc să vorbesc cu ea. Pleacă în momentul ăsta și lasă-mă să mă liniștesc. Bine, nu te mai enervă. Gata. Nu te mai enervă. Plec. Te sun în câteva zile. Poți să te sun mâine? Pleacă, Cezar. Pleacă odată, Dumnezeului. Hai, du-te. Te iubesc, Iulia. Pa. Ioana, stai. Spune. Am să spun și eu ție un adevăr. Dacă tot ai avut tu așa momentul creat. Să știi că eu am știut încă de la început că soțul meu mă înșală. Nu știam într-adevăr cu cine, nu știam că ești tu aceea, dar știam că mă înșală. Poate ți se pare greu de crezut faptul că mai devreme eram foarte nervoasă și am susținut niște lucruri. Sunt foarte conștientă de ce am făcut. Cred că ești foarte inteligentă și tu și îți dai seama de ce am ales să fiu așa. Tu ai știut tot de la bun început? De la bun început. Și ai jucat așa? Cum și tu ai jucat. Nu? Ai venit la mine cu o zi în urmă și ai avut un zâmbet larg și mi-ai spus că vrei să afli mai multe despre mine, despre relație. Nu? Mai ții minte? Ai fost
bine. Da, îți mulțumesc. Până la urmă, care este adevărul? Adevărul este că am... Ai fi divorțat de soția ta? Nu, n-aș fi divorțat de soția mea. Îmi iubesc soția, mi-am iubit-o mereu. Deci să înțeleg că ai mințit-o frumos pe Ioana. Ca să te distrezi cu ea, să-ți faci de cap cu ea. Cred că s-a distrat și ea cu mine. Nu cred că am mințit-o. Chiar, că ea a luat-o destul de personal. Ea s-a gândit că... Pur și simplu ți-ai bătut joc de toți. Tu realizezi lucrul ăsta? Tu realizezi că și până mai minți constant. Nu, dar am înțeles, Florin, nu puteam să spun că deci, puneam tot viață, un pericol. Prima dată mi-ai spus că habar n-ai. Da, așa e, doar cu o minciună. Să recunoști. După care am stat de vorbă și ți-am spus ce s-a întâmplat și mi-ai spus ce s-a întâmplat și am trecut peste și am înțeles că, mă rog, că telefonul, că nu știu și ce. Și nu ți-am zis adevărul după? Ba da, și ți-am spus ce vrei să faci și mi-ai zis că te oprești, că nu te mai interesează. Și după aia te-ai dus și te-ai văzut cu ea. Da, o singură dată. M-am dus omule, unde să vrei termin să cu ea. Florin, ascultă-mă, m-am dus să termin cu ea. Toate astea am dus aici, te-am ascultat până acum. Și ai dat kicks în absolut tot ceea ce ai făcut. Nu mă judeca atât de aspru. Eu nu te judec asta. Eu îți spun doar că ești pe lângă și că în momentul ăsta riști să pierzi o familie, riști să-ți vezi copilul o dată la două săptămâni, riști să-ți bagi joc de casa asta în care ai muncit atât, pentru că nu o să stai tu în ea și a ta o să plece cu copilul. Gata, știu, nu te-ai gândit știu, totuși toate astea, să-i spui mai soției repetat. Tale. Nu te-ai gândit că le-am în cap de atâta timp. Spune-mi. Nu te-ai gândit totuși să-i spui soției tale adevărul când ai văzut-o pe Ioana la tine în casă? Nu te-ai gândit că femeia asta nu se va opri? Că o să vrea să se răzbune? Erau deja prea multe minciuni, nu știam de unde să mai încep. Am crezut că pur și simplu o să scap. Am fost, nu știu, am fost naiv. Și să fii liniștită că eu nu am să divorțez de soțul meu. Da, ce crezi? Totul a fost planificat. Ești mai șarpe ca mine. Trebuie să recunosc asta. În viață trebuie să-ți joci cărțile așa cum consideri că e mai bine pentru tine. Mulțumesc. Îți chem un taxi? Nu, mersi. Te descurci? Pa! Nu știu ce ai de gând să faci acum, dar calculează-o foarte bine. Pentru Florin, că ești, lasă-mă, gata, ești pe limita... Îți mulțumesc că ești aici, îți mulțumesc că m-ai ajutat. Ești pe lama îți mulțumesc ție, Ernest, eu mă duc să vorbesc cu ea. Hai de capul tău. Și mă duc să-i spun asta, nu care am ce să fac. Să treacă, pentru că timpul cât de cât vindecă niște răni, totul este foarte nu, recent. Nu, i-am spus totul... încă tot, vreau să-i spun tot. Bun, asta e o idee bună, măcar spune adevărul de la început până la sfârșit. Nu mai supăr minciunile, asta a fost toată faza. O minciună a adus altă minciună. Dar nu încerca să obții o rezoluție acum. Las-o, până se mai sedimentează un pic. Las-o să respire. Bine, mă, doar să văd ce faci. Îți spun ca prieten, acel prieten de care n-ai prea ținut cont în ultima vreme. Bă, țin la tine enorm, mulțumesc și că ești aici. Mă, o să văd dacă e bine, ea și copilul și... Pare rău pentru ei. Hai să nu ne despărțim, hai să găsim o cale. Promit că nu mai cal strâmb. Și ai văzut cât de responsabil am fost în ultimul timp. Mai dăm o șansă, te rog. Și la început, când ai făcut... Tot ce ai făcut cu domnișoara aceasta, ce a fost în capul tău? Nu te-ai gândit că am greșit. Mă vrei? Nu te-ai gândit că avem o căsnicie perfectă? Aproape perfectă, că nu există perfecțiunea. Iulia, te rog. Hai să găsim o soluție, te rog, nu mai cal strâng. E ușor de spus, Cezar. Hai să găsim o soluție acum când eu sunt cea care... Vrei să mă părăsești acum? Cezar, te poți pune măcar pentru o secundă în locul meu? Știu, am greșit. Mai sunt și însărcinată, nici nu vreau să mai pun la calcul treaba asta. Cum crezi că mă simt eu când îmi vine femeia aia în casă cu zâmbetul pe buze, ea știind de fapt ce s-a întâmplat între voi doi? Păi e un șarpe, dar și tu ești un șarpe până la următoare, realizezi asta? Eu n-am fost un șarpe, nu, dar ce ai spus? Am ținut ascuns o perioadă, am vrut să-mi spus, okay. Am terminat-o cu ea, băi, auzit și înțelegeam de la dacă era o aventură, l-ai băgat și pe ăsta degeaba în toată încurcătura asta. Lasă-l în pace, păi nu adică scuze, că și el l-ai băgat degeaba. L-am băgat eu sau s-a băgat singur că s-a dus cu fata asta? A vrut să te acopere, tăntălău, de-aia. Haide mă, Iulia. Lasă ce au avut ei de împărțit, lasă, pe mine Florin, mă interesează și faptul că... Tu mă mai iubești? Cum poți să întrebi așa ceva? Păi eu am trebuit să te întreb pe tine asta, tu te iubesc, realizezi? Vreau să continui. Da, mă iubești, de asta ai făcut așa ceva, nu? Doamne, doamne, doamne. Sincer, îmi pare tare rău de ei. Era un cuplu atât de frumos. Îl știu pe el de o grămadă de timp. Chiar e un om
care merită tot ce e mai bun, doar că s-a băgat în toată prostia asta și m-a și ținut departe, altfel aș fi putut probabil să-l ajut mult mai mult, în ciuda faptului că m-a mințit. Pare rău pentru ei. Sper să-i mai dau șansă. Dumnezeu știe. Hai să găsim o soluție. Noi hai doi să... vom divorța. Tu trebuie să accepti lucrul ăsta, da? Și nu mă enerva foarte tare, pentru că nu o să mai ai acces nici la... Pă bune? Și păi, crezi singură cu maică ta? Ei, crezi că ce singură. Face o femeie singură cu un copil? Mă descurc. Sigur? Nu pare Iulia, că... eu zic să mai vorbim. Uite, dacă vrei, nu știu, vrei să mergem la consiliere psihologice, ce vrei să facem împreună? Ce vrei? Știi tu foarte bine... Tu ar trebui, dragul meu, câți bărbați, nu eu. Iubito, câți bărbați... Bine, cât m-am chinuit eu... Am fost ok. Tot timpul câți... cu tine și... Te rog, liniștește-te, Iulia. Implicată și Iulia, devotată și tot. Așa e, mereu ai fost și ai avut grijă de casă. Uh-huh. Dar... Și pentru asta m-ai răsplătit. Dar cât am muncit eu? Nu zic asta e o scuză. Băi, timp de un an de zile puteam să accept dacă se întâmpla o noapte. Nici nu închideam ochii, nici nu mă interesa. De ce crezi că s-a întâmplat? Un an de zile. Un an de zile, Cezar. Un an de zile, da, fiindcă lucra cu mine, era acolo, se întâmpla odată, mai treceau două săptămâni, mai nu era zi de zi. Tu ai văzut cât timp am petrecut noi împreună în ultimul timp? Tu crezi că aveam timp că ai văzut să că am rămas însărcinată, dar până... Adică... Și tu cum vrei să gestionezi totul? Cum? Mă, tu crezi că m-am gândit la asta? Tu crezi că m-am gândit cum era? Câți bărbați nu fac ce fac eu? Dar și nu e o scuză asta. Dar alți bărbați, ok, ce vrei să mă părăsești, să divorțăm? Asta e. Asta e, nu? Eu mi-am cerut, ce vrei să fac acum? Eu vin aici la mijloc. Hai să căutăm o soluție. Ce vrei să fac? Vrei să ai și tu o aventură? Vrei să ai crezi o aventură? Crezi că asta m-ar mulțumi? Nu, și nu mi-ar plăcea deloc. Și poate sunt ipocrită, nu vreau să fiu cu altcineva. Vreau să fiu cu mine. În momentul ăsta nu știu dacă te mai iubesc. Da, te-am iubit. Asta e clar, e evident. Hai, mă, Iulia, că mă iubești. Cezar, mai rău mă enervezi. În primul rând, nu e bine nici pentru copil. M-a agis foarte tare și dacă tu continui nota asta, nu faci decât să îmi păstrezi ideea. Și să divorțăm. Ce vrei să fac? Lasă-mă în pace. Am nevoie de spațiu, de aer, de timp. Ok. Vreau să mă calmez. Nu știu ce să-ți spun în momentul de față. Bine, ok, bine. Nu știu, o să dorm la birou, habar n-am. E ok. Dar te rog, mai gândește-te, Iulia. Nu-mi spui tu mie ce să fac. Hai mă, Iulia. Nu-mi spui tu mie, după toate lucrurile astea, ce să fac eu. A fost o aventură. Pleacă în momentul ăsta și lasă-mă să mă liniștesc. Bine, nu te mai enerva, gata. Nu te mai enerva, plec. Te sun în câteva zile. Poți să te sun mâine? Pleacă, Cezar! Pleacă odată, Dumnezeului! Ai grijă! Te iubesc, Iulia, pa! Noapte bună! Te mai las să fieri puțin. Cezar s-a dovedit imatur emoțional și vulnerabil în fața femeilor frumoase ca Ioana, amanta lui. Deși susținea că își iubește soția, nu a rezistat tentațiilor. Vinovat, a încercat până în ultimul moment să scape basma curată, trădându-și cel mai bun prieten și înșelându-și soția în mod repetat. La rândul ei, Ioana, această trufanda pe două picioare, și-a dat definiția de femeie fără scrupule, urmărind un singur scop, răzbunarea. Florin este singurul care a dovedit putere de caracter și devotament în prietenia cu Cezar, împiedicând-o pe Ioana să-i distrugă căsnicia. Surprinzătoare a fost însă atitudinea Iuliei, care, dându-și seama că este înșelată, a tăcut și a așteptat momentul prielnic să-i dea lovitura de grație Ioanei. De Cezar, Iulia nu va divorța, dar, cu siguranță, va avea metodele ei de a-l aduce pe drumul cel bun. Cazul că nu am pe nimeni. Dar o femeie așa frumoasă ca tine să nu-și găsească pe nimeni. Măi, Andy, nu ai și tu un prieten ceva cu, nu știu, tot așa ca tine, muncitor, Iris, frumos? Te-ai întâlnit cu el? Ce-ai făcut? Nu? Încă nu? Bă, nu. Nici asta. Nu. Bun. 1-2. Mai e și altul? Băi, nu mai vine ăsta cu șampania odată, că vreau să ciocnim. Vreau ca relația asta să dureze 1000 de ani. 1000 de ani să dureze. Ceva, zi-mi și mie cum a fost la întâlnire.
Aoleu, nu mă întreba, nu-mi pune întrebarea asta. Nu vrei să știi. Te rog frumos, cu asta mergi. Mă, nici la 20 de ani n-am purtat așa, da, la uite discoteca. Cum arăți, frate, mă lași cu alea de 20. Vino în coace, trebuie să-ți mai cumpăr un sutien. Bă, dar dacă în viața asta mi-aș încerca nevasta, așa? Cu Gina aș face. Wow, Ginuța. Ia mai dă tu o reconfigurare la traseul ăla, că eu nu mă încurc cu bărbații însurați, auzi? Da, că era... Ce faci aici așa? Ce faci aici așa? Ați plănuit asta? Voi doi ați plănuit-o, nu?